revenit, înainte de pauza publicitară, o întrebare care tot repeta cu insistență, și anume dacă aș putea explica mult mai clar conceptul de Jing, Qi și Shen, energia creativă, energia vitală și energia mentală. Da, răspunsul este da. Avem aici o lumânare. Avem un fitil și lumânarea, adică ceara, reprezintă o energie brută. Este vorba de această energie creativă. Este vorba de această energie sexuală. Când energia creativă sau energia sexuală se termină, practic totul se termină. Noi aprindem acest fitil și ceea ce observăm, observăm modul cum arde acest foc. Și noi vorbim de foc ca de energie vitală. Dacă corpul lumânării reprezintă jingul sau energia creativă, energia sexuală, focul reprezintă energia vitală. Modul în care arde flacăra este condiționat de calitatea jingului, adică calitatea acestei substanțe, ceară, și modul cum ea a fost prelucrată, procesată. Dacă noi apropiem mâna, noi vom observa lumina, modul cum luminile se reflectă în palmă. Și dacă noi punem o oglindă, noi putem vedea clar lumina și modul cum se focusează lumina. Și astfel noi putem vedea energia Jing sau corpul lumânării, energia Qi sau flacăra și energia Shen sau lumina pe care o emană flacăra. Și consider că acesta este de departe cel mai bun mod în care putem explica aceste trei concepte. Ce observați? Ele nu sunt separate, ele lucrează ca un întreg. Și o altă întrebare care a venit între timp, în timpul pauzei, este cum suprapunem noi această poveste la nivelul omului? Când omul practică, omul este conectat prin intermediul tălpilor cu solul. Energia telurică intră în sistem, intră în corp. Această postură a picioarelor ușor îndoite, postura călărețului, este o postură care dezvoltă jingul cu predilecție. Și la nivelul organelor urogenitale are loc prima transformare, și anume jingul se transformă în vitalitate. Și noi ne dăm seama de această vitalitate. Acele treziri pe care un om le are de-a lungul timpului, de-a lungul a 24 de ore, reprezintă modul cum a apărut această vitalitate, această flacără. Dacă această vitalitate este condusă la nivelul inimii, atunci are loc transformarea ei în energie mentală. Pentru că odată ce vitalitatea reușește să treacă de nivelul ombilicului, de nivelul rinichilor, ajungând la nivelul inimii,
lucrând cu ajutorul inimii asupra ei, noi putem să o transformăm în lumină. Putem să o transformăm în energie sănă. Dacă această lumină ajunge la nivelul procesării informațiilor ce vin în noi prin intermediul organelor de simț, noi putem spune că rezoluția de a percepe, de a conștientiza, crește foarte mult. Deci, toată această explicație reflectă un sistem de practică. Reflectă un mod corect de a aduce lumină în viața noastră. Dar dacă ceara nu este de calitate, atunci flacăra va arde dificil, mult fum va umbri o parte din realitatea vieții noastre. Și noi nu vom putea vedea toate aceste piese de puzzle, nu vom putea vedea tot acest întreg și nu vom putea lua hotărâri înțelepte. Nu vom putea acționa într-un mod înțelept, nu vom putea relaționa într-un mod înțelept cu lumea exterioară. Deci, repet, o bună împământare reprezintă un bun mod de a crește nivelul jingului în corp. De aceea se spune că toate posturile de joang sau posturile de cadru care implică îndoirea picioarelor în ceea ce se numește poziția călărețului, reprezintă o modalitate de a crește jingul. Dacă noi învățăm să aliniem corect spatele, să scăpăm de acea teșghea din spatele nostru, de acel fond de rață, noi învățăm de fapt de a direcționa puterea la nivelul inimii, de a transforma vitalitatea în lumină, în energie sănă. Și iată cât de mult s-a luminat această întrebare. Răspunsul deja l-aveți. Ce alte sisteme mai pot să ne ajute să ne recuperăm puterea psihică? Sistemele de respirație pot să aducă o optimizare la nivelul respirației celulare, o optimizare mitocondrială, în așa fel încât ATP-ul să crească, energia celulară să crească și astfel noi putem produce un plus valoare, un plus de viață în ceea ce facem noi. Și orice ce am face, dacă noi nu avem viață să punem în acel lucru, acel lucru nu poate trăi mult. De aceea trebuie să înțelegem că toate lucrurile pe care ni le dorim să trăiască mult, noi trebuie să ne dorim să punem viața atunci când noi le facem. Dacă nu pui suflet, nu pui viață, ele sunt ca niște petarde de anul nou care fumegă un pic, ca niște artificii, scot un pic de fum și atât. Deci, respirația este importantă. Relaxarea Jacobson sau relaxarea dirijată este un mod corect de a aborda pas cu pas părțile corpului și a învăța să le relaxezi. Meditația sau forma prin care noi aliniem acel proces de separare dintre fizic și non-fizic poate să optimizeze din nou această forță psihică. Cum? De ce? Pentru că cel mai direct mod de a aduce putere psihică în noi, forța psihică, este somnul. Sunt oameni care dorm, dar nu reușesc să o aducă. Sunt oameni care dorm, o aduc, dar nu reușesc să o păstreze. Sunt oameni care dorm și atât. Și tot dorm. Toată viața dorm. Și aceasta este, de fapt, acea forță care ne ajută să putem crea, să putem să ducem lucrurile la bun sfârșit. Mai sunt modalități de reverie dirijată sau revederea unor momente deosebite din copilăria dumneavoastră
să-ți aduci aminte de un loc minunat, un moment minunat, o aniversare, o onomastică ta, când ai primit un cadou minunat, te-ai simțit respectat, apreciat, iubit. A retrăi acel moment înseamnă a adăuga din nou valoare vieții tale. Ce se înțelege prin training autogen Schultz? În primul rând, este o metodă pusă la punct de către un doctor german la începutul secolului 20. Acest doctor a avut de-a face, pe de-o parte, cu metodele orientale de relaxare, pe de altă parte, el a studiat stările, tabelul sinoptic cu stările de conștiință pe care le parcurge un subiect atunci când el este hipnotizat. Și a observat că prima senzație care apare este senzația că parcă ar respira ceva, s-ar ușura. Apoi căldura, apoi greutatea, starea de îngreunare, starea de căldură, apoi respirația devine ușoară și toate celelalte. Și ce a zis? Dacă eu îi voi evoca subiectului aceste stări într-o ordine ierarhică, subiectul va reuși să parcurgă această stare de a intra într-o relaxare profundă, deși neștătător. Va putea face lucrul ăsta singur acasă. De fapt, training autogen Schultz urmărește inducerea stărilor care pot să optimizeze activitățile fiziologice precum nivelul circulator, respirator, cardiac, endocrin, nervos și așa mai departe. Cum putem începe practica de relaxare? Nu uitați, în această perioadă în care trebuie să stați într-un spațiu restrâns, aveți nevoie să vă creșteți această putere psihică. Asta înseamnă că puteți face lucrul ăsta o dată, de două ori, de trei ori sau de câte ori avem nevoie pe zi. Deci, cum putem începe practica de relaxare? În primul rând, trebuie să vă hotărâți. În al doilea rând, trebuie să alocați o oră și un spațiu, un loc fix. O oră fixă. Apoi trebuie să stabiliți un tempo de creștere. Adaug 5 minute, 3 minute la 4 zile sau 1 minut pe zi adaug în plus, până când ajung la 20 de minute. Se consideră că o relaxare de 20 de minute făcută cum trebuie, echivalează cu un somn de 2 ore. De ce? Pentru că lucrurile pe care noi le facem conștient, eficacitatea lor crește de 5 ori. Deci, când vor apărea primele semne de progres? În general, ele apar cu atât mai repede cu cât omul nu se grăbește. Apar cu atât mai repede cu cât respectăm timpul și locul dedicat. Ce înseamnă lucrul ăsta? Este ca și condiționarea lui Pavlov. Pavlov aprindea becul la o oră fixă în care le dădea de mâncare la niște câini. La un moment dat, el a aprins becul, dar n-a mai dat de mâncare. Și totuși, câinii începuseră să saliveze puternic. Și asta se numește condiționare. Și noi trebuie să folosim această condiționare a corpului, pentru că este un proces de înaltă optimizare fiziologică. Deci, cu cât suntem mai conștienți de relaxarea respirației, de a aduce respirația la naturaleța ei, cu atât rezultatele vor apărea mai rapid. În ce situații putem să folosim training autogen Schultz? În general, în situații de stres,
în diverse afecțiuni și au o cauză psihosomatică. În dezvoltarea forței psihice. Există situații în care izolarea a fost dusă la un nivel de aprofundare pentru a dezvolta anumite capacități speciale? Da. Dar atenție la situațiile în care mediul și practica nu se potrivesc. Adică sunt situații în care oamenii practică, dar nu au setat corect timpul și un mediu adecvat și atunci rezultatele întârzie sau nu apar. Uneori pot apară și probleme. Alteori sunt situații în care există mediul și timpul, dar practica este inadecvată. Cu toate acestea, vedem necesitatea potrivirii celor două părți, și anume mediul, timp, și pe de cealaltă parte, practica. Odată ce are loc această potrivire și este voită și omul își urmărește antrenarea voinței și perseverenței, dintr-o dată lucrurile încep să meargă. Rețineți, chiar dacă mediul și timpul și practica sunt potrivite, adică tehnica, fără a pune accent pe dezvoltarea voinței și perseverenței, indiferent cât de puternice ar fi toate acestea, rezultatele nu vor apărea. Ce anume poate fi de un real ajutor în stăpânirea relaxării? Am avut oameni pe care i-am antrenat prin folosirea imaginației și oameni pe care i-am antrenat prin folosirea simțirii, conștiinței, conștientizării. Diferența a fost netă în favoarea celor care au lucrat cu simțirea, cu conștiința. Cam de 5 până la 10 ori mai rapid. Pentru că prima categorie imediat ce scoteau imaginația din joc, totul revenea în situația de început. Pe când ceilalți, lucrurile mergeau super ok. Deci, conectarea minte-corp este esențială și ea este condiționată de aducerea minții în prezent. Când are loc aducerea minții în prezent? Atunci când conștiința și conștiința merg mână-mână. Atunci când are loc unirea minții cu respirația. Atunci când cele două emisfere se sincronizează. Când studiam sistemul Tomatis, acel sistem de a folosi puterea sunetelor pentru a dezvolta creierul, înțelegerea, memoria, am fost învățat cum să mă uit la un om și să-mi dau seama instant care este dominanta cerebrală, spațiul sau timpul, adică emisfera dreaptă sau emisfera stângă. În acest fel, înțeleg exact cum anume să-l pot aduce la acea sincronizare a emisferelor cerebrale. Ce se înțelege prin conștiință? Conștiința înseamnă simțire. Simțirea cu întregul proces senzorial. Lăcașul conștiinței este în abdomen. Este creierul abdominal, plexul celiac.
El se dezvoltă atunci când noi înțelegem că trebuie să înlocuim imaginația cu simțirea. Un animal nu o să-și imagineze. Un animal simte sau un animal deschide al treilea ochi. Ce se înțelege prin conștiință? Conștiința este acea situație în care fluxul de informații este monitorizat de un observator. Este ca și cum eu stau în fața unui monitor, am o antenă afară care scanează ca un radar și acea antenă funcționează efectiv ca o conștiință. Aduce informația, se afișează pe ecran, eu urmăresc informația într-un timp anume și pot să am un început al procesului și un sfârșit al procesului. Adică pot să finalizez o mulțime de procese datorită acelor informații. Această parte care monitorizează, care urmărește, adică observatorul care stă în fața monitorului, care urmărește fluxul de informații și procese, este de fapt conștiința noastră. În același timp, conștiința are capacitatea de a conduce, de a duce la bun sfârșit un proces, o acțiune, o etapă. Este important să înțelegem că conștiința hrănește conștiința. Ce anume trebuie dezvoltat pentru ca integrarea interiorului cu exteriorul să aibă loc? Această integrare este susținută de sinele nostru. Sinele nostru reprezintă suma experiențelor noastre din această viață și nu numai. Deci, noi avem nevoie de un nivel suficient de experiență care să creioneze și să formeze acel complex de analiză-sinteză a optimizării comunicării dintre interior și exterior. Orice lucru repetitiv va dezvolta conștiență pentru că va specializa zona nervoasă senzorială din specifică acelei poziții corporale și în felul acesta va specializa tipul de informație care va fi adus. Ce se înțelege prin concentrare? Concentrarea este abilitatea de a elimina din spațiul focusului tău ceea ce nu ai nevoie. De a rămâne fixat doar pe ceea ce ai nevoie. Este modul în care noi selectăm un post de radio. Acel buton care poate să facă acordul fin, acordul global și acordul fin, este butonul similar concentrării noastre. În spatele concentrării este relaxarea. Acum, avem noi nevoie de concentrare? Este ea necesară în viața noastră? Da! În general, oamenii ce fac? Se dispersează. Îmi zic că vor să învețe. Dar introduc foarte mult stimul senzorial, muzică, imagini. Ei vor să învețe. Și de fapt, ce fac? Partiționează capacitatea procesorului. Adică micșorează acea capacitate care poate procesa informația. Cum o folosim această concentrare? Ea este necesară și ne ajută să putem să ne ținem de un lucru. Și voi încheia într-un mod frumos cu o poveste ce a avut loc într-o mănăstire. Anume,
ucenicul unui călugăr a venit și a spus: Părinte, am fost în vizită la o familie cu copii și am observat că capul familiei nu avea timp să se roage. Nu putea să se roage, nu se ruga. Zicea un Doamne ajută și atâta tot. Ori asta nu reflectă dorința de a avansa, de a se mântui. Călugărul ascultă acest lucru și spune doar atât. Câți copii avea? 7. 7 copii. Soția și 7 copii. Da. Și nu putea să se roage cum trebuie. Dar spunea doar, Doamne ajută. Da. Ei bine, ia tu această candelă cu ulei și de acum ai ieșit afară, te duci să faci în conjurul satului în care noi stăm, ca și mănăstire, și vreau să te întorci cu ea fără să fie stinsă flacăra. Ucenicul iese, trece printr-o mulțime de aventuri și în final reușește să ajungă cu flacăra întreagă înapoi la călugăr. Și spune, Părinte, am reușit. Este întreagă flacăra, nu s-a stins niciodată. Și călugărul întreabă, ai reușit să te rogi în perioada asta? Păi nu, că întreaga atenție era aici. Vezi, familia aceea, capul acelei familii, avea 7 copii. Ca spun tu, avea 7 lumânări, 7 flăcări. Și totuși reușea să zică la sfârșit de zi, un Doamne ajută, un mulțumesc Doamne. La fel și noi. În această viață, ceea ce este esențial, este să dezvoltăm voința și perseverența. Pentru astă seară este suficient și vă doresc o seară plăcută, multă liniște acolo unde sunteți. Numai bine!